Țara noastră are un potențial fantastic în domeniul legumiculturii, iar ceea ce vrea compania Marcoser este ca acest potențial să fie valorificat la maxim. Reprezentanții firmei și-au propus ca tot mai mulți români să consume legume crescute de fermieri în condiții bio. În plus, specialiștii de la Marcoser furnizează clienților produse, tehnici și servicii de cea mai înaltă calitate, la prețuri corecte și după ce au fost testate în ferma proprie din Comuna Matca. Totul pentru a verifica dacă produsele oferite legumicultorilor sunt conforme condițiilor de mediu din țara noastră. Venim cu soluții noi pe partea de protecția plantelor, produse care sunt bio, pentru a pune fermierilor la dispoziție aceste produse, adică să obțină legume fără reziduri. În ultimul rând putem spune că se pune accentul pe cultura bio în ultimul timp. Atât fermierii cât și consumatorii vor să cultive sănătos, dar să și consume sănătos. Marcoser a găsit soluția până la urmă. Exact. Este un trend. De câțiva ani se pune mult accent pe a produce cât mai bio, cât mai fără reziduri. Supermarketurile la fel sunt din ce în ce mai exigenți, iar noi venim cu soluții pentru fermieri, astfel încât să obțină aceste legume de calitate și să le poată comercializa pe piață. A crescut cererea pe acest segment? În fiecare an este cerere din ce în ce mai mare, pentru că se retrag din produsele tradiționale, ca să zic așa, soluțiile vechi se retrag și atunci trebuie să venim cu variante cât mai noi pentru fermieri. Și cei care n-au probat aceste produse, cât de eficiente sunt ele pe o scară de 1 la 10? În primul rând, noi înainte de a le introduce pe piață, le testăm în ferma noastră din Matca, județul Galați. Ele sunt supuse unor teste acolo și după aproximativ 2-3 ani de testare le comercializăm, după ce le învățăm foarte bine, vedem că sunt eficiente, pentru că sunt foarte multe produse pe piață, dar care nu au un randament tocmai bun. Le testăm la noi în fermă, așa cum am spus, după care împreună cu inginerii noștri din teren, care sunt împărțiți în toată țara, le testăm și în alte ferme. Și în urma acestor rezultate le vedeți astăzi pe piață, la comercializare, soluții eficiente pentru fermieri.